Problema centrală a femeilor era că nu ești întreagă dacă nu ai independență economică. Un lucru foarte deosebit generațional, pentru că, de exemplu, am întâlnit interviurile celor sub 30 de ani. Cât de ușor ar parca acasă la care avea un bărbat să le întrețină. Deci ai două variante foarte interesante. Femei care se proiectează ca persoane autonome pentru că își câștigă existența și se afirmă profesional și există profesional și consideră că profesia face parte din identitatea lor ca și maternitatea. Deci e bun pe amândouă împreună ca element de identitate. Și o serie nouă de femei cărora media și conjunctură le-a băgat în cap că ele pot să fie anexe și să ducă o viață ancilară. Și atunci sigur că îți poți pune întrebarea ta. E vorba de multculitul determinism economic. Foarte adevărat. Din păcate, el vine în contrapartidă nu cu ideea unei autonomii personale plurale în sensul democrațiilor liberale, ci cu un anumit mod de suspendare a libertății tale personale. Nu mă dau pe mâna cuiva cu bani și îmi rezolv problema asta. Deci exact o atitudine opusă în raport cu generația mamelor și bunicilor lor. Acestea sunt lucruri care pur și simplu te, într-un fel, te îngrozește. Pentru că poți să recunoști în sintagmele lor chestiuni care au intrat de cotidian în cap, și anume că munca este esența umană, da? Ea exprimă esența umană. Că un om care nu muncește nu e în întregime om, etc. Deci toate aceste sloganuri care sunt extrase din Marx și din Engels, chiar și formulele cu învățătură, sunt părți ale discursului lor care sunt strictor de frecvente. Deci faptul de a munci și de a învăța li se par lucruri extraordinar de importante. Extraordinar de importante. Vreau să spun că accentele, dacă te uiți, că mi-am luat mai mulți item, de pildă, intemul, tradiție, sărbători, familie, nu știu ce. Vreau să vă spun că proporția acordată independenței economice și autonomiei în sensul faptului că depinde de alt om, în general, partea cu muncă și partea cu politica actuală sunt strigitoare, deci proporțional, da? Te-ai aștepta că din gura unor femei o să auzi mult mai multe discursuri pe chestiuni pe care le numim de regulă puțin peiorativ femeiești, da? Ei nu. Proporția este extrem de inversă față de așteptările noastre. Deci dacă te uiți, noi am făcut și hărțile astea colorate pe discursuri, da? Cu verde era politica actuală, cu roșu politica din comunism, nu știu ce. Păi verdele scade în cap. Urmează un turcoaz care e despre independență, autonomie și muncă, care e imediat la egalitate cu politica, dar nu cumva un pic mai mare. După care toate chestiunile astea pe care ne-am aștepta devin neimportante discursive. Foarte neimportante discursive. Deci e vorba de un tip de femei formate clar. N-avem decât să spunem cu determinisme economice, cu sloganul, cu munca. Dar în realitate, la ora actuală, îndeplinim cel mai mult faptul că munca nu mai e luată în serios și nu mai este o valoare serioasă. De exemplu, apropo de asta, făcând o paranteză, am făcut un focus grup însă tu cu acea fundătură de care vorbeam abia bucur și au venit la focus grup numai femei de peste 70 de ani, toate pensionare, chiar și de peste 80 de ani. Noi ne-am așteptat că pe partea cu politica nu o să avem, de fapt, răspunsul. Dar, din potrivă, mai mult decât atâta. Una dintre ele s-a dus să ne aducă ceea ce spune ea că au câștigat de la politicieni și votând politicieni. O găleată PNL, o eșarfă PDL și o șăpcuță PSD. Și un pix care n-am mers niciodată. Deci, aseară, cum să vă spun, te uitai mai mult decât azi. Poți să descrie foarte clar ce înseamnă așteptarea în limbajul pe care noi l-am numit a unor politici publice orientate pe contribuare. Deci nu sunt deloc nici proaste, nici apolitice, nici nimic.
sunt uneori uluitor de inteligent și de bine nervos. Dar vedeți, tu intri acolo de obicei de pe poziția ta de ființă cu zeci de cărți, sute mii de cărți citite în spate și cu nu știu câte produse, vii din înălțimea vieții tale academice și mai departe. Și în sfârșit ajungi la umilința ca virtute, vorbesc aici. Să te retragi și să le asculți. Nu-ți vine să crezi. Deci, ideile noastre despre acești oameni, trecuți prin comunism, trecuți prin tranziție, trecuți prin toată viața asta. Așa numitul om de pe stradă, un termen de care mie este o imensă rușine, pentru că e absolut nedemocratic să ne exprimăm așa, este, de fapt, fantastic. Mai mult decât atât. Mi se pare o mizerie. Țin minte că, pe vremuri, în cursul de socialiști în civic, era o temă care se numea relația între mase și personalități istorice. Îmi pare foarte rău. Dar noi, în România, nu avem discurs democrat liberal care să ne vorbească despre cetățeni și guvernanți. Vorbim tot despre mase și personalități. În continuare, eu cred că acest discurs, sigur, nu pot să spun că e comunist, pentru că l-ai mai întâlnit și în fascism și în diverse forme de elitism, este categoric un discurs antidemocratic. Și eu cred că a înțelege istoria ca evoluție sau involuție a democrației înseamnă a înțelege la firul ierbii, adică la cetățenii cei mai marginali, mai ignorați de către toți, care, să zicem, pentru care lumea începe la Palatul Parlamentului și se termină la aeroportul Otopeni. Mie mi se pare fundamental să înțelegi lumea ca lume, nu ca ficțiune. Mulțumesc. Și ăsta a fost și motivul pentru care am refuzat să facem cercetarea București, vreau să spun. Și am vrut să o facem într-un loc unde, pe de o parte, statistic vorbind, scos mai mult de 100 de interviuri, pentru că populația mai mică și atunci se regăsește mai mult din varietatea și din dimensiunile sociale ale existenței. Și pe de altă parte, pentru să spun, Bucureștiul are și el atât de multe competențe ale lui, încât și pe de altă parte, fără realiste care vorbea din aera, este, deci ar trebui mult mai mult timp și mult mai multe interviuri și multe alte dimensiuni ale cercetării ca să ajungi oarecum la o masă care se separe semnificativ ca să înțelege această secțiune bucată din societate. De toate de aia zice că ea măcar are scena aia, nu e ficțională, a trăit-o Maria Cântată. Dar toți am trăit-o, cine a mai trăit treaba asta? Ea a trăit-o, da. Interesant dacă, de exemplu, Diana Leaga, care e mult mai tânără decât mine, e incomparabil mai tânără și decât Maria, și care a intervievat jumătate din femeile astea. Cum ea, doctorată fiind și, mă rog, văzând lumea dinspre această zonă, spre acea zonă, dintr-o generație complet diferită de altă. Cum ne-a văzut? Cum a fost experiența asta ei? E greu de spus. Greu de spus și în același timp, cred că aș putea stau să vă povestesc zile întregi. M-am bucurat de mult când am făcut la venit și am avut ocazia să povestim un pic despre doamna aceea care vorbea despre nu știu ce, o știu, sau despre altă doamnă care, singurul interviu care mi-a surprins, o doamnă din generația tânără, nu știu ce să vă zic. Într-adevăr, e cobor, noi am venit de la școală, de la SNSPA, noi ne așteptam să avem niște interviuri, să